di nuovo sabotato il cliente. Hasta el momento un nuevo proyecto, un proyecto de carrera voy elaborar en la solución de Lucrez. Voy a encerrar y creo que voy a usar esa parte de un poco ser. Me vendiste, creo que de próxima semana, ya esta idea de ahora que una me ha escrito un comentario. Perché non faccio un concorso? Perché per canali di YouTube sono dei nostri sponsor e tutti quelli che lo sapete molto bene. Adesso cerchiamo di fare un concorso nostro. In primo luogo, voi conoscete queste tre nuanze di marrone, cioè marroncis, caffè latte e colore nude, colore folosito per colore pieni, quindi lucriamo poco sene. A poi vanno a voi di un pic di calde, di un pic di rosso, di un pic di verde, quindi in queste misure se vuoi lucrare, vuoi vedere, dacă vanno a voi scelte altri colori, bineînțeles. De asemenea, vanno a voi di un pic di accessori cu șurub de siguranță, micuți, de o jumătate de centimetru, precum metru, trebuie folosit poșetul cu numărul 3 și jumătate, vom avea nevoie de milană pentru umplutură, vom avea nevoie de firul despărțitor sau cămița, acul pentru cusuturile și foarfece, bineînțeles. V-am prezentat în mare materialele, așa că vom începe să lucrăm și voi începe în culoarea nude. În cercul magic voi face un număr de 6 piciorușe scurte. Deci, 1, 2, 3, 4, 5. Piciorul de-al șaselea vom închide rândul. Vom închide cercul magic mai întâi și apoi vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența primului picioruș scurt. Din acest moment, noi vom lucra în corespondența fiecărui picioruș câte o înmulțire. Deci, la sfârșitul rândului, ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte. Am poziționat firul despărțitor în corespondența ultimului picioruș și acum voi continua să lucrez un picioruș scurt, urmat de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra 2 piciorușe scurte, urmate de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului. La sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 24 piciorușe scurte. Deci înmulțire. În continuare vom lucra 8 rânduri de câte 24 piciorușe scurte. 8 rânduri. După ce am terminat și rândul cu numărul 8, am numărat, deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rânduri. Între rândul 7 și 8, am fixat primul ochișor de siguranță, vom lăsa două piciorușe distanță, 1, 2, în cel de-al treilea, vom pune cel de-al doilea ochișor. În cazul în care nu aveți ochișorii de siguranță, puteți folosi mărgeluțe pe care le puteți coase dacă doriți să dăruiți jucăria. Ajunse în acest punct, vom continua lucrarea și, bineînțeles, vom lucra 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, urmate de o înmulțire. Scuzați telefonul, este fica mea. Vom repeta pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Am ajuns la capătul rândului. Acum vom lucra două rânduri de câte 30 de piciorușe scurte. Însă,
Începând cu acest rând, vom introduce cea de-a doua culoare, și anume acest noroc închis. Deci, vom face în felul următor. Două piciorușe scurte în culoare de bază cu care am lucrat până acum. Cel de-al treilea îl vom lucra în culoarea maro închis. Voi intra în felul acesta, voi prinde firul și îl voi extrage și voi închide în maro închis. Tragem un pic firul. Aceste fire apoi noi le vom purta cu noi și vom lucra prinzându-le și pe ele în parte de spate. Am lucrat acest picioruș cu maro închis, voi continua lucrând două piciorușe scurte în culoare inițială. După care voi face cel de-al treilea cu maro închis. În felul acesta ne vom juca un pic, va fi un pic mai greu pentru dumneavoastră, însă haideți să încercăm să facem ceva frumos. Deci așa vom lucra în trei rânduri. Două în culoarea nul, două piciorușe scurte, cel de-al treilea va fi în culoarea maro închis. Iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Astfel. Ajunse la capătul rândului, ultimul picioruș este în culoarea maro închis. În acest moment, eu voi scurta firul deschis la culoare, în felul acesta, voi pune firul despărțitor aici, în ultimul picioruș, și ținând pe spatele lucrului firul, vom continua să lucrăm un rând de piciorușe scurte, deci cele 30 de piciorușe scurte de care vă spuneam. Vom lucra piciorușe cu piciorușe și ne vom întâlni la sfârșitul rândului. Firul îl luăm cu noi, în felul acesta îi vom da stabilitate. Iar noi ne vom întâlni la sfârșitul rândului. Am ajuns la capitul rândului, acum vom continua lucrând 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pentru parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 36 piciorușe scurte. În continuare vom lucra 2 rânduri de câte 36 piciorușe scurte, deci picioruș cu picioruș, fără să mulțim. Pentru rândul următor vom lucra 5 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe 3 parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 42 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 2 rânduri de câte 42 piciorușe scurte. 2 rânduri. Vom continua lucrând 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, urmate de o înmulțire, vom repeta pentru un total de 6 ori pentru parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 48 piciorușe scurte. Continuăm cu 2 rânduri de câte 48 de piciorușe scurte. 2 rânduri. În continuare vom lucra 4 scăderi consecutive, deci 4 scăderi una după alta. Avem 1, 2,
c'è del padre a scadere. Con continuare con un numero di 36 piccioluce scurte, del com numero 36 piccioluce scurte, e alla sfascito il grandoli, con pace altre due scadere. Deci acum continuăm cu după aceste patru scăderi cu 36 piciorușe scurte. Acum vom face ultimele două scăderi. Astfel că pe trei parcursul rândului noi am realizat 6 scăderi. Ajunse la sfârșitul acestui rând, obținem un număr de 42 piciorușe scurte. Vom pune semnul în cea de-a doua scădere efectuată la sfârșitul rândului, iar acum vom continua lucrând un rând de 42 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 5 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, urmată de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe trei parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 36 piciorușe scurte. În continuare vom lucra 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, urmate de o scădere. Vom repeta pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Pentru rândul următor lucrăm 3 piciorușe scurte urmate de o scădere. Avem cel de-al doilea, cel de-al treilea picioruș scurt, o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe drept parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 24 piciorușe scurte. Ajuns la capătul acestui rând, am început lucrare cu milană. Acum vom continua lucrând 2 piciorușe scurte urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pentru parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Deci 2 piciorușe scurte urmate de o scădere. Pentru rândul următor vom lucra un picioruș scurt urmat de o scădere, vom repeta pentru parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte. Pentru ultimul rând vom face 6 scăderi consecutive, deci 6 scăderi una după cealaltă și avem una, două, trei, patru, cea de cincea și cea de șase scădere. În acest moment noi vom scurta firul, vom lăsa cât avem nevoie pentru cusut, vom pune apul pentru cusut lână și vom închide această parte a lucrării. Deci vom pune apul și vom coase, intrând în prima jumătate a fiecărui picioruș. Imediat vom închide, deci în prima jumătate a fiecărui picioruș, după care vom trage firul și vom închide această parte a lucrării. Uitați-vă, s-a închis foarte bine,
има есте невоје. И за косата демон, капато и дефир, во насфунде, ши во тјер дем дева, дете су дем до сигуранца на джераштин, макаре него континуа. Acum că am lucrat atât în sala lucrării noastre, propun să facem cercul creasta și apoi ne vor rămâne penele de la codiță și aripioarele cu felul roșu. Și cu croșetul numărul 2 și jumătate am decis să schimb croșetul. Voi lucra în cercul magic un număr de 6 picioare scurte. Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vom închide cercul magic, vom închide rândul cu fir alunecat. Vă veți întreba de ce am schimbat croșetul. Nasul este mai micuț, bineînțeles, cercul, scuzați, este mai micuț și de aceea am preferat să folosesc croșetul mai mic, să nu iasă proporțional, deci nu fie prea mare. Așa că nu am reușit să prind firul, uitați. Acum voi lucra două rânduri de câte 6 picioruși scurte. Deci de două ori vom lucra aceste picioruși scurte, iar apoi ne vom reîntâlni. După ce am lucrat cele două rânduri de câte 6 picioruși scurte, voi continua lucrând un picioruș scurt urmat de o înmulțire. Vom repeta de 3 ori pentru parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 9 piciorușe scurte. Deci un picioruș scurt, o înmulțire. Un picioruș scurt, o înmulțire. Acum voi face cel de-al treilea picioruș scurt și cel de-al treia înmulțire, după care vom scurta firul, vom lăsa cât avem nevoie pentru cusut și vom închide această parte a lucrării. Firul întunecă de la cercul magic îl putem introduce în interiorul cercului, astfel îi va da o nebună ținută. Deci am realizat și cercul. Haideți să facem partea de deasupra, creasta. De, sau nu, să facem partea de deasupra, de cele părți, uitați-vă că eu am aici. După care mă orientez, vom face acestea de deasupra. Și vom lucra în cercul magic cu din nou aceleași număr de 6 picioruși scurte. Unu, doi, trei, patru, cinci, șase. Vom închide cerul, vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența primului picioruș scurt și vom continua să lucrăm două rânduri de câte 6 picioruse scurte. Două rânduri. După ce am lucrat cele două rânduri de 6 picioruse scurte, vom pune lucrarea în două, în felul acesta, și vom trece cu croșetul prin cele două picioruse, pe o parte și de cealaltă, și vom închide această parte a lucrării. Nu mă lasă să lucrez cum vreau eu. Așa. Am camera în față și foarte greu, vă am spus de multe ori. Ajuns aici, voi scurta firul, voi lăsa un pic pentru cusut. Capetele de fire întotdeauna să te păstrați, pentru că le vom folosi
Sparire le nostre amigurumi e ci hanno distinto. Avevo la testa nel faccio dove stendere. Devo capire. Ci vuoi continuare. Un buon faccio cresta, dentro cresta, buon gran pelo l'ormatore. Un numero di Zice lo che di non singolo chiesti. Aici se punem din nou crucetul mare, crucetul de 300 jumătate. Vrem să fie un pic mai proeminentă. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ochiuri de lanț, plus 1. Vom intra în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț de la crochet și vom face, vedeți, am luat firul de crochet. Voi face un piciuruș dublu redus. Voi intra cu fir alunecat în următorul ochi de lanț. Aici vom face 1, 2, 3 ochiuri de lanț. În corespondența celui de-al doilea ochi de lanț voi face un piciuruș scurt. În corespondența celui de-al treilea voi face din nou un piciuruș scurt, deci coborâm în jos cu piciorușe scurte. Voi face fir alunecat în următorul piciuruș, voi urca din nou în sus cu 3 ochi de lanț, mă voi întoarce cu piciorușe scurte în jos, deci primul și cel de-al doilea piciuruș scurt, fir alunecat din nou în următorul ochi de lanț, voi face 1, 2, 3 ochi de lanț și piciorușe scurte, mă voi întoarce în jos, fir alunecat în următorul ochi de lanț, după care voi face 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț, scuzați, și mă voi întoarce în jos cu 3 piciorușe scurte. Mă gândesc că aici, la ceea ce urmează să facem și de aceea, când lucrurile zboară în toate direcțiile. Din nou, fir alunecat în următorul ochi de lanț, voi face din nou, da, îmi place așa cum arată, voi face din nou 4 ochiuri de lanț, 3, 4, voi coborâ în jos cu piciorușele scurte. Deci sunt 3 piciorușe scurte. Fir alunecat în următorul ochi de lanț. Aici voi face din nou 3. 3 ochiuri de lanț, cobor în jos cu piciorușele scurte. Fir alunecat în următorul, din nou voi face 3 ochiuri de lanț și voi coborâ în jos cu piciorușele scurte. Așa. Fir alunecat. Firul pe croșet și în ultimul vom face un picioruș dublu redus. Voi scurta firul și voi închide și această parte a lucrării. De acum nu ne rămâne, vom lăsa fir pentru cusut. Nu ne rămâne decât să începem să montăm și aceste părți ale lucrării. Uitați-vă cam așa se prezintă creasta. Eu cred că este frumoasă. Da, mie îmi place cum arată. Acum vom pune acul de cusut și vom începe să coasem. Am fixat ciocul de deșubtul ochilor și încet, încet îl vom coase. Atenție! Vom coase bine. Îmi place
fatto in modo in cui respiace asimmetrico. Prima volta che ci fosse poi bambino di cammini, la cesta. Quando il defir ove perde un deva de desop, dopo care al voi scurta. De desop tu nasui, vom attaccia, ce le do port. Voi ascolta la cesta. De desop tu nasui, due parti ci pensa l'altra, vom attaccia a queste due parti, le vom quasi singure. Uitați pe cum se prezintă până acum. Vom quasi și creasta, vom pune exact pe mijlocul căpușorului și încet, încet, cu acul de cusut, vom începe să coasem și creasta. Deci, cu atenție, pun coasă să fie în linie dreaptă. Așa, să nu greșim. Nu facem modul în care cusătura să fie cât mai rezistentă. Capătul acesta de fir, apoi îl vom ascunde și pe acesta. Încet, încet, pasă. Uitați-mă. Avem câteva cusături și vom încheia de cusut și creasta. Atenție! În momentul în care am terminat de cusut, bineînțeles, capătul de fir, ca și până acum, îl vom ascunde, vom așeza bine capătul acesta. Poate ar fi trebuit să-l facem un pic mai înalt, dar nu știu dacă stătea bine. Important și să se aranjeze ceea ce lucrăm. Capătul de fir îl vom pierde undeva pentru a-i da stabilitate, iar celălalt capăt îl vom ascunde și pe el. Cu același fir roșu vom coase un pic aici deasupra ochilor. Eu am pus deja al primul, vom coase și la cel de-al doilea, să-i schimbăm un pic expresia ochilor, în felul acesta. La capătul de fir, așa că de obicei îl vom pierde undeva de desubt, iar uitați-mă. Pare un pic mai frumușor. Astăzi mă voi opri aici, la prima parte. Nu ne rămâne decât să continuăm cu aritoarele și codița. Dacă vă place ceea ce am realizat până acum, vă rog să mă scuzați, am opus foarte urât. Dacă vă place ceea ce am realizat până acum, vă rog să lăsați un like, un comentariu. Iar eu mă despart pe dumneavoastră cu aceleași cuvinte de totdeauna, vă îmbrățișez cu drag fiecare dintre dumneavoastră, vă mulțumesc că sunteți alături de mine, vă iubesc pe fiecare dintre dumneavoastră și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salut pe toată lumea!